Doamnelor și domnilor, bună ziua! Nu am avut de gând ca să fac acest video, dar am văzut că ieri Țârdea a ieșit în fața presii și a făcut o declarație. O declarație mai proastă nu putea să facă altcineva, nimeni, în afară de Țârdea. Declarația lui constă în aceea că pe timpul când Maia Sandu era președinte, era ministru a educației, învățământului și educației, s-au închis foarte multe școli. Ea, Maia Sandu, a închis foarte multe școli, după părerea, după așa cum spune Țârdea. Și a început el să enumereteze toate școlile, gimnaziile din întreaga țară. Printre ele, el a menționat o școală internat specială. Păi, Țârdea, cred că poporul o să vă facă vouă, socialiștilor, comuniștilor, șoriștilor, o școală specială, internat, pe care au să vă pună pe toți în acea școală. Și încă ceva. Țârdea, nu a închis școlile ministru. Acesta e un ordin din partea guvernului, dat fiind faptul că, din cauza că în acele școli au rămas mai puțini elevi ca în alte școli, ca în alte instituții de învățământ, și ca statul să nu plătească bani în plus, ei, statul, a luat și a închis instituția de învățământ respectivă, iar pe elevi i-au înmatriculat, i-au înscris în altă școală, în alt liceu, în alt gimnaziu. Mă, Țârdea, chiar atât de prost tu ești de nu-ți dai seama de ce e ce tu vorbești. Știți, latre bine, mă, Țârdea, dar un câine e cu mult mai credincios stăpânului său decât tu, fiindcă poate să se întoarcă timpul când tu o să-ți trădezi stăpânul, iar un câine niciodată el nu-și trădează stăpânul, Țârdea. E
E dureros când mai avem așa deputați tâmpiți care mai împrostesc lumea cu ideile lor tâmpite. Dacă vă mai aduceți aminte, atunci, înainte de alegerile prezidențiale, Dodon și-a scos susținătorii la un miting, iar ei, susținătorii, aveau un placat pe care era scris: închiderii școlilor. Știți, în gramatica, Dodon, du-te și măcar întreabă pe maică ta cum se scrie corect, gramatical, fiindcă, din punct de vedere gramatical, nu se spune închiderii, dar se spune închiderea școlilor. Fiindcă deoarece substantivul școală se află la plural, atunci închiderea școlilor se declină în gen, număr și caz. Așa că va fi corect închiderea școlilor, nu închiderei sau închiderii școlilor, cum era scris pe placat. Dar îmi fac impresia că Dodon și-a îngrămădit în partidul lui toți agramații, care ei habar nu au de gramatică a limbii române, cum se vorbește corect. Ei, important ca să stea și să urle. Ca să demonstreze că, iată, noi avem susținători. Dar susținătorii lor sunt la coada calului. Am vrut să mă refer aici la titlu de doctorant al lui Dodon. Și cu aceasta cred că am să închei acest video. Deci, dacă puteți să vă mai imaginați în perioada comunistă sau, mă rog, nu numai în perioada comunistă, că de obicei părinții se laudă cu copiilor, indiferent cine ei sunt, muncitori la fabrică, savanți, orice părinte se laudă cu copilul său. Și iată că două bătrâne, după o săptămână de muncă în câmp, de cu zori și până noapte, având duminica ocazia, s-au întâlnit două vecine și, stând pe scaun lângă poartă sau la fântână, sau mai știu eu, în curtea la una dintre aceste două bătrâne, ele au atins tema și despre copiilor. Și iată că una din ele spune că: „Ei, cum mă trăștie, băietul meu e doctor nauc
La ce cealaltă îi spune că știi cum e tre? Păi și al meu e năuc, numai că nu e doctor. Păi ce am vrut eu să spun? Poate că și Dodon e năuc, numai că nu e doctor. Și ar trebui ca să se ducă să se controleze ca un doctor să-i depisteze corect diagnoza. Vă salut pe toți. Sănătate să aveți. Aveți grijă de voi. Și gândiți-vă la faptele bune pe care să le faceți. Nu atrageți atenție la tâmpeniile care le spune cineva. Sănătate!